cum ți s-a părut anul 2018 pentru piața de carte din România? Mai bun decât... A continuat un trend ascendent, un trend pozitiv. Este un moment de câțiva ani în care piața de carte chiar funcționează în modul optimist. Și cred că, într-un fel, pe diverse paliere, fie că este vorba de non-ficțiune sau de cărți adresate unor domenii specializate, fie că este vorba de literatură. În general, în literatură, cărțile care au succes peste tot au aproape întotdeauna și la noi. Se dezvoltă foarte bine ca piața de carte de copii. Iarăși este un trend, tot ce ține de carte de educație, dar și cărțile ilustrate sunt practic într-un boom. Și avem ceva cifre? Există statistici? Nu știu foarte bine acum care ar fi statisticile, mai ales că ele nu sunt atât de generoase. Numai că această constatare empirică este evidentă, mă rog, ea fiind și pe baza feedback-urilor pe care le dau editorii, nu numai noi, că eu vorbesc aici despre o realitate cumva împărtășită de toți, exprimată cu ocazia târgurilor de carte și nu numai. Există și o mai bună conectare a pieței de carte cu piața de carte europeană, americană. Da, exact. În materie de literatură americană și anglosaxonă în special, pentru că practic asta este realitatea în întreaga lume și în Europa. Cele mai vândute cărți sunt cele care vin din spațiul anglosaxon și asta în detrimentul altor culturi importante și altor limbi importante, franceză, spaniolă, germană. Pe de altă parte, da, probabil că existența internetului, a faptului că astăzi comunicarea se petrece acolo, favorizează cumva o circulație rapidă a informației, cumva comunitățile de cititori care debordează spațiul unei națiuni. Deci cumva vorbim de gusturi comune de lectură, de platforme de pe care se inspiră cititori. Și chiar și la nivelul cititorilor tineri, de pildă zona adolescenților, ei sunt foarte sensibili, sunt niște barometre, cumva. De multe ori vin ei către tine ca editor sugerându-ți titluri, trenduri. Trebuie să te ții cumva de ei. Poate și pentru că sunt tineri și dezinhibați tehnic și informatic totalmente, ei sunt cumva cei care desemnează trendurile și ți le semnalează. La voi, care a fost cea mai bine vândută carte în 2018? Categoric aș spune cartea lui Peterson, Cele 12 reguli de viață, continuă din Târgul de Val, de la Bookfest, să domine piața. Dar există pe lângă ea, de pildă, continuă cumva autorii afirmați din domeniul ficțiunii să rămână acolo, pe poziția de frunte. Există această autoare franceză pe care, Marit Martin Agnès Lugand, pe care cumva am descoperit-o din întâmplare, adică am citit-o și prima carte, care are un titlu genial, Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Ei bine, de atunci am mai publicat câteva romane ale ei. Este autoarea preferată a cititorilor români. Elena Ferrante, iarăși, pe care am publicat-o de câțiva ani, pentru că am început cu prietena mea genială, prima carte din seria de 4 romane a căror acțiune se petrece în Napoli. Elena Ferrante este iarăși un vârf al listelor noastre de vânzări. De altfel, ultimul roman pe care l-a scris tocmai apare acum ca noutate la târg, Zilele abandonului. Acum, de fapt, nu este ultima carte cronologic, pentru că după Tetralogia napolitană, Elena Ferrante nu a mai scris. Așteptăm cu toți cu sufletul la gură să vedem când va apărea următorul roman. Este o carte anterioară acestei serii. Iarăși, ea este o autoare foarte bine vândută. A fost mare competiția ca să obțineți drepturile de autor pentru Peterson în
Da, în cazul lui Peterson, da, au fost, pentru că el este destul de cunoscut din mediile online și și aici existau deja cititori care îl urmăreau, oameni, fie că erau psihologi, fie că erau pur și simplu cititori sau pasionați de ce este nou în lumea culturală și este un personaj cu foarte multe like-uri și vizionări. Da, Peterson a fost o carte pe care am achiziționat-o printr-o competiție și care a meritat din punct de vedere comercial. Pentru că există și autori, este foarte ciudat în piața de carte. De multe ori, dacă te duci țintit către autori în jurul cărora se produc licitațiile cele mai spectaculoase financiar, de multe ori rezultatul nu este neapărat cel scontat. Ține mai mult de intuiția ta de editor pentru piața românească. Da, exact. Pentru că nu întotdeauna pe piața românească, știu eu, ceva prinde imediat. Uneori trebuie să aștepți ani de zile, 2-3 ani, și s-ar putea să nu ai, iarăși, să nu ai intuiția ca editor, să stai cumva în spatele autorului respectiv, să-l promovezi constant. Alteori, succesul se petrece așa, spontan. Adică nu am alt exemplu mai spectaculos aici decât Peter Collett, care este autorul pe care l-am publicat acum peste 10 ani de zile cu cartea Gesturilor. E un autor britanic, nu era într-o listă de bestselleruri în momentul în care noi l-am achiziționat, numai că după 2-3 săptămâni am văzut că ni s-a terminat tirajul. Și din acel moment, practic, se vinde constant. Iată, și explicația este aceea că în momentul respectiv cartea a picat pe un interes al publicului. Nimeni nu a afișat undeva, ne interesează cărți de body language. Mai fuseseră publicate înainte, dar atunci a fost momentul. Sau, nu mai știu, și în domeniul crime fiction-ului am avut tot așa o experiență de genul ăsta. Crime fiction s-a publicat tot timpul, numai că în momentul în care a apărut, a devenit, s-a europenizat cumva succesul scriitorilor scandinavi și cumva Stieg Larsson a fost în vârful acestui fenomen de deschidere a literaturii scandinave către circuitul mondial. Ei bine, în momentul acela s-a întâmplat ca și românii să fie, cititorii români să fie pe fază. Și iarăși a fost, era prima dată când noi ca editură publicam o carte de factură polițistă și a avut un succes spontan. Alte ori trebuie să aștepți. Piața de carte de copii, de pildă, iarăși în istoria editorii noastre, am încercat încă de la început, de acum 15 ani, cu o serie drăgălașă a lui Chris Riddle, care nu s-a vândut atunci, bineînțeles. Am publicat-o după 10 ani și are un succes constant. Trebuie să prinzi momentul. Trebuie să fii la momentul oportun atunci când prezinți o carte, vorbești despre ea. Și totuși se citește foarte puțin în România, comparativ cu, eu știu, Bulgaria sau Ungaria. Așa se zice, da. Așa se zice și într-adevăr. Adică să vede la valoarea pieței de carte. Și la cifrele de vânzări, discutând cu editorii ai aceluiași titlu, de pildă. Dacă nu mă înșel, și la Stieg Larsson. Am avut o discuție cu editorul maghiar și diferența în număr de exemplare era șocant de mare, mai ales că vorbim, e vorba de proporții, evident. Și populația Ungariei este mai mică decât cea a României, deci numărul de cititori ar fi mai mic. Și cu toate acestea, trendul editorial, piața editorială românească a fost în creștere constantă în ultimii ani și nu este, chiar și raportat la nivel empiric, cum fac eu acum, nu este o iluzie. Cu ce noutăți vine editura 3 la Târgul de Carte? Am înțeles că pentru prima oară publicați o carte a lui Lacan în colecția de o nouă colecție. Da, e o nouă colecție, psihanaliză contemporană. Mm-hmm. Cumva ne, cum să zic, printr-un cerc ne reevaluăm și ne reonorăm începuturile, pentru că editura 3 a început ca editură care publică psihanaliză
care a prezentat în, pe piața românească, în traducere românească, Freud, publicându-l după aceea în opere complete. Ei bine, acum avem această serie nouă de psihanaliză contemporană, tocmai pentru că psihanaliza, ca și curent, trebuie cumva reevaluată, reînnoită și pentru că de la Freud, care rămâne actual, există numeroși teoreticieni care au adus câte ceva în plus, cumva au adaptat schemele pe măsura variației nevrotice contemporane. Dar în această serie psihanaliză contemporană merită semnalat ca un eveniment primul volum din serie, din seminariile lui Lacan. Lacan este foarte greu de tradus, este un spectacol lingvistic, de altfel teoria lui se învârte în jurul limbajului, al limbajului pe care îl vorbești, al limbajului pe care inconștientul, care este un limbaj, îl vorbește. Lacan a fost greu de tradus în limba română. Oricum, curajul de a propune opere complete Lacan este unul mare, pentru că trebuie să treci prin tot felul de verificări și acreditări pentru a convinge proprietarii acestui textelor lui Lacan că este momentul să publici Lacan, că posezi traducerile ideale. Seminariile sunt ele însele un spectacol, pentru că sunt retranscrieri integrale ale acelor discuții pe care Jacques Lacan le-a avut de-a lungul anilor la Spitalul Saint-Marie, la Ecole Normale, la Sorbona. Și primul volum, Scrierile tehnice ale lui Freud, este de fapt o reevaluare a maestrului Freud, pe care cumva Lacan face ce a făcut în filozofia Heidegger. Preia gândirea maestrului pentru a o explicita, pentru a fi autentic alături de ea, dar în același timp o deplasează. Și această deplasare este, care ține de o interpretare, de un plus, este semnificativă. Lacan a fost foarte rezervat față de transcrierea textelor lui, pentru că el era prin excelență un vorbitor și acorda foarte multă importanță textului vorbit, dialogului, colocviului, faptul că adevărul acela profund apare, sau mai bine zis, survine în dialogul direct, nu în textul scris, care e un pic înghețat. Deci este un eveniment în limba română și este interesant pentru că apariția în limba ta, un autor care întotdeauna a fost considerat ca un autor dificil, te ajută să-ți dai seama că, de fapt, nu este atât de dificil accesul la text. Este și o dezambiguizare, o dezenigmatizare a unui mit pe care nu poți să o faci decât citind textul, propriu-zis. Am observat că apar foarte multe cărți de știință și că au și voi ați publicat asta, Blues pentru găurile negre și astrofizica. Care e publicul cărților de știință? Părinții cumpără copiilor? Cred că și copiii cumpără singuri. Probabil că publicul este undeva între 25-45 de ani, publicul cheie. În știință și mai ales în fizică și în astrofizică, în ultimul timp s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Și anume o scoatere la lumină, o clarificare a discursului științific. Aș spune că PR-ul care a fost făcut cercetărilor de natură fizică și astrofizică a fost foarte intens și foarte eficient. Cum? Păi, în primul rând, prin intermediul emisiunilor de popularizare, n-aș spune vulgarizare, aș spune popularizare a științei. Și automat urmărești pe canalele TV aceste filme pe care Tyson, de pildă, a reluat serialul acela Cosmos într-o versiune contemporană a lui Carl Sagan. Filmele sunt spectaculoase, te uiți la ele exact cum te-ai uitat la un, știu eu, serie polițistă, aproape. Faptul că ai acces la ceea ce se întâmplă, că au
om obișnuit, că ai acces la ceea ce se întâmplă acolo, în laboratoarele de știință, cumva a creat această deschidere către cărțile de popularizare ale științei. Pe de altă parte, cei care le scriu, Tyson, de pildă, Jana Levin, care a scris Blues pentru găurile negre, Helen Chersky, care este o tânără cercetătoare de la University College of London, Michio Kaku, cărțile acestea sunt scrise de așa manieră încât să înțelegi mare parte din lucruri sau să te simți confortabil în ideea, în iluzia că înțelegi. Mie mi se pare un demers extraordinar, mi-aș dori și cumva se, poate că se face, dar în pași mai timizi și în alte domenii, de pildă în filozofie, pentru că ai nevoie de un limbaj pe măsura limbajului comun pentru a putea face acest salt dinspre limbajul comun spre știință. De pildă, Tyson este un autor pe care îl vindem foarte bine și asta mă bucură foarte mult. Astrofizica pentru cei grăbiți, deja suntem la a doua ediție, la a treia ediție a cărții, Astrofizica pentru cei grăbiți. Sigur, ea este o carte care s-a vândut peste tot, a figurat în topurile New York Times luni de zile. Ce o face să fie așa, poate și faptul că nu este o carte foarte groasă și poate și faptul că acest titlu îți oferă cumva pașaportul spre nu știu, încrederea că poți să o citești, că e o carte pentru tine. De pildă, înainte de această carte, noi am scos Moartea într-o gaură neagră. Este un volum de eseuri și de conferințe ale lui Tyson, care mi se pare fabuloasă, deși este o carte ceva mai mare, este extraordinar de captivantă. Pentru că, mă rog, și conferința, prelegerea îți oferă capacitatea prin insight-uri mai scurte să intri într-o anumită problematică. Ultima carte din colecție, din acum pentru viitor, este Blues pentru găurile negre, care și alte cântece din spațiul cosmic, care spune o poveste oarecum bizară. Este vorba despre faptul că Einstein în 1916 a avut bănuiala faptului că există unde gravitaționale, el însuși afirmând că or fi, n-or fi. Deci nu a putut, prin previziunile lui, a bănuit că există, dar nu a putut să demonstreze. Ei bine, în ultimii 50 de ani, un grup de cercetători s-a chinuit cumva să demonstreze existența lor și la 100 de ani, practic, de la aserțiunea lui Einstein, au reușit să demonstreze cum, printr-o mașinărie care cumva înregistrează undele gravitaționale. Este foarte interesant. Cartea este cumva, Blues pentru găurile negre, este o poveste ale cărei capitole, de fapt, prezintă profilurile cercetătorilor care au făcut parte din acest proiect de 50 de ani. Cumva o citesc și ca pe o mini-biografie a respectivului om de știință și înțelegi cumva și cum fiecare a contribuit la această mașinărie, care de fapt este o mașinărie cumva sonoră, înregistrează aceste unde care oricum nu se produc decât în momentul în care în spațiu sunt șocuri foarte mari, de pildă ciocnirea a două găuri negre. Și doar atunci aparatura aceasta înregistrează la scară liliputană un sunet, un zgomot de fond. În fine, cumva, care este ideea? Reușești prin intermediul acestui observator sonor să reconstitui istoria Universului, dar nu imagistic, ci într-un limbaj sonor sau pornind de la un limbaj sonor. Și este interesant că unul dintre cei care a avut această pornire este un tip care era foarte pasionat de instrumente de acustică de înaltă fidelitate. Interesul lui era, scopul lui, pasiunea lui, de fapt, era să facă rost de, să recupereze de pe la din diverse instituții și cinematografe, boxe, pentru a reuși să asculte el și prietenii lui la finețe cât mai mare diverse concerte, muzica pe care o îndrăgea. Și practic de aici a pornit toată povestea. Ulterior și-a dat seama că și alții încercau
să înregistreze cumva, să zicem, concertul Universului, Cosmosului, pentru a crea în felul acesta un instrument de acces, un limbaj comun. O să vină în România Montefiore, probabil cea mai cunoscută personalitate în istoriografia de astăzi. Când vine? Simon Sebag Montefiore vine în practic 2 săptămâni din acest moment în București, mai puțin miercuri 21 noiembrie va exista o conferință, o prelegere pe care Montefiore o ține la Biblioteca Centrală Universitară, la sala aulă, despre dinastia Romanovilor. Există și cartea aceasta pe care el a scris-o și care este o pasionantă. Sunt 400 de ani de istorie, redați cu priceperea și acuratețea unui istoric și cu talentul unui romancier. Nu degeaba Montefiore este îndrăgit și ca romancier. Noi am publicat și cele 3 romane din trilogia Moscova. Sașenca, Într-o noapte de iarnă și Sub cerul roșu al amiezii. Da, este un scriitor care știe să-și atragă și să-și farmece cititorii. Probabil că aici avem de-a face cu acel tip de intelectual care își popularizează domeniul, istoria, cu același șarm cu care reușesc, știu, un Michio Kaku sau un Neil deGrasse Tyson. Deci, miercuri 21 noiembrie va exista această conferință despre familia Romanovilor, dinastia Romanovilor, urmând ca joi 22 noiembrie să aibă loc o altă întâlnire cu publicul la librăria Humanitas, crețul, nu, Humanitas Cismigiu, în care cumva autorul vorbește despre romanele sale în mod special. Să trecem și la domeniul meu favorit, romanele polițiste. A scos John Nesbo, care e un scriitor foarte important în domeniul ăsta al romanelor polițiste. Și ăsta e primul roman dintr-o serie. Harry Hall. Da, noi, eu l-am admirat pe John Nesbo de mult. Mi-am dorit să-l public. Iată că s-a întâmplat și să am șansa. Deci am preluat cumva seria romanelor lui John Nesbo. Am publicat prima carte pe care am publicat-o la Bookfest. A fost Fiul, care era un roman stand-alone, ultimul roman al lui John Nesbo. Și în paralel reluăm seria Harry Hall. Acum am publicat primul volum, Liliacul, care nu mai fusese publicat. Adică există anumite volume care au mai fost publicate din această serie, dar nu neapărat sistematic. Am luat-o de la început. Este un scriitor inteligent și cumva aparte, care răstoarnă cumva convențiile genului crime fiction și rămâne extrem de actual. Noi avem și foarte multe cărți pentru copii. Ca de obicei și la acest Gaudeamus. Evident, sunt multe apariții pe care publicul le va vedea la standul editurii Pandora, pentru că acela este imprintul în care publicăm cărți pentru copii. Numai că există o carte care mi se pare că merită câteva cuvinte și mai ales o lectură din partea cititorilor. Este vorba de Drumurile Mătăsii, scrisă de un istoric, Peter Frankopan, dar scrisă așa, scrisă prin cuvinte și prin imagini și prin foarte multe hărți. Care este povestea acestei cărți? În primul rând a fost pe piață și noi vom publica în curând Drumurile Mătăsii, o carte de istorie care va arăta probabil cam ca Romanovii, așa, mare și consistentă. După care autorul a creat și o ediție pentru cititorii tineri. Nici nu știu dacă trebuie să spun că este pentru copii, pentru că s-ar înțelege că este doar pentru copii. Ori ea este o carte, fiind ilustrată, este o carte foarte frumoasă. Este o carte și pentru cititorul grăbit, pentru că reproduce structura
volumului de istorie, practic, care urmează să apară în 2 luni, și pentru că, succintă fiind, trasează istoria omenirii, pornind de la antichitate și mai ales de la Antichitatea Orientală până în, după cel de-al doilea război mondial, prin intermediul ideii de comerț, de dialog între Est și Vest, semnalând crizele istorice și economice care au explicat de ce la un moment dat Mesopotamia, care a fost o mare civilizație, a intrat în con de umbră, de ce Grecia antică a fost, a dominat lumea culturală și economică, de ce lumea creștină după aceea a preluat frâiele, cum se explică și care au fost motivele pentru care lumea creștină a intrat în criză, etc., etc. Deci, practic, toate aceste mișcări geopolitice sunt povestite, relatate într-un mod foarte accesibil, un fel de story style, care, din punctul meu de vedere, garantează o lectură foarte plăcută. Și mai este și un cadou frumos pe care poate ți-ai dori să-l faci prietenilor.